Biblia și Biserica ne arată calea spre Dumnezeu. Biblia sau Sfânta Scriptură este colecție de 66 de cărți sfinte, scrise în 1500 de ani de proroci, apostoli și alți oameni sfinți, sub inspirația Duhului Sfânt. Ea cuprinde cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor din iubire. Sfânta Scriptură este un izvor de înțelepciune, cuprinzând rugăciuni, adevăruri de credință, pilde, modele de oameni credincioși. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți. Poți te rog să mi le spui? Vechiul Testament și Noul Testament. Foarte bine! Vechiul Testament cuprinde evenimentele de la crearea lumii până la nașterea Domnului. Iar Noul Testament începe odată cu venirea în lumea Mântuitorului Isus Hristos și ține până la sfârșitul lumii. Fiecare creștin care dorește să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, Trebuie să citească din Sfânta Scriptură. În afară de Sfânta Scriptură, Biserica este cea care ne arată calea spre Dumnezeu. Dar oare ce este ea? Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu. Ai dreptate! Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu, dar este și o clădire deosebită și frumoasă, unde merg creștinii ortodoxi duminica și în alte zile de sărbătoare, să se roage lui Dumnezeu. Sfânta Biserică este cea care pune în aplicare învățăturile din Biblie sau Sfânta Scriptură. Ne apropie de Dumnezeu, îndreptându-ne pe calea cea dreaptă, pentru a ajunge în împărăția sa cea cerească. Să recapitulăm. Cine ne arată calea spre Dumnezeu? Biblia sau Sfânta Scriptură și Sfânta Biserică. Ce este Sfânta Scriptură? Colecție de 66 de cărți sfinte. Ce cuprinde Biblia? Cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt părțile Bibliei? Vechiul Testament și Noul Testament. Ce este Sfânta Biserică? Sfânta lui Dumnezeu. Scrieți pe caiete o compunere cu titlul Biblia și Biserica ne arată calea spre Dumnezeu. Folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă.